O femeie în vârstă de 64 de ani a fost lovită cu toporul în cap de către nepoata ei, chiar de o onomastică. Tânăra s-a denunțat singură la poliție. Scene șocante în Prahova, la Filipești, de pădure. O femeie a fost găsită inconștientă în propria casă. Nepoata ei a lovit-o cu toporul într-un moment de furie. Femeia de 64 de ani abia venise acasă. Ea a fost externată din spital, acuzând mai multe probleme de sănătate. Nici bine nu a ajuns acasă și nepoata ei, pe care a crescut-o de mică, a venit să o viziteze. În timp ce vorbeau, lucrurile au degenerat. Nepoata sa a avut un acces de furie moment în care a luat porul și a dat în cap. Femeia în vârstă de 64 de ani a căzut la pământ, moment în care nepoata a sunat la 112 și a anunțat ceea ce a făcut. Medicii care au ajuns la fața locului au găsit-o inconștientă pe femeie. Victima a intrat acum în comă profundă. Femeia este internată la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, iar medicii sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire. Oamenii legii au ajuns și ei la casa femeii. Acolo au găsit-o pe nepoata în stare de șoc. Poliția a deschis imediat o anchetă și un dosar de cercetare penală pentru tentativă la infracțiunea de omor calificat. Polițiștii vor afla cu certitudine circumstanțele în care s-a întâmplat totul, dar și de ce ar vrea nepoata să și omoare bunica. Nepoata de 40 de ani urmează să fie audiată, rudele și vecinii susținând că nu au mai văzut certul la ele până acum și nici vreun scandal, astfel că nu se știe care ar putea fi cauza.